La Steaua, care e campioană, e o cale atât de lungă, că mii de ani ori trebuie lui Dica să o ajungă. Dimineața Blană, cu Țibulcă și Coțofană. Te vorbeam despre studiul ăsta care spune că, băi, citesc românii ceva de dimineață până seara, citesc altceva, nu mai fac, nu se uită și ei la un serial, nu nimic, cel puțin la nivel declarativ. Și uite, cineva ne dă un mesaj, eu unul măcar recunosc, ultima carte citită a fost Frații Jderi în clasa a noua, acum... puncte, puncte, mulți ani. Ultima carte citită, Protecția Muncii, ne mai scrie cineva, trilogia... Silozul de Hugh Howey. Bine, cred că la un moment dat noroc ai venit, Andrada, că s-ar putea să ne dea niște titluri din astea inventate și să nu știm noi doi, știi? Lasă-mă, că eu taman pe astea inventate le știu, că le miroși, pe astea le-am fumat. Hai să vedem. 7 zile de Kama Sutra, 9 nopți de povești arabe, a citit cineva. Da, asta e un titlu bun. 7 zile de cam 7 zile de 8 ori de Adela Popescu, mai. Aia, o știu pe aia cu așa îmi vine uneori. Așa îmi vine uneori. Iau cu mine toți prietenii, așa, ba da. Așa e varianta cântată. Ia, când a fost conceput, a fost așa. Așa îmi vine uneori. Iau cu mine toți prietenii. Petrecem până în zori de la jumătatea serii. Așa îmi vine uneori. Iau cu mine toți prietenii. Petrecem 7 zile de 8 ori. Superb, superb. Aici la Cenaclu, următoarea carte este M-am hotărât să devin prost. În București poți citi în trafic, ne zice Andrei, corect, pentru așa că e. Ai tot poți timpul. Poți să citești două volume, ambele volume de Moromeți. Bineînțeles, știm cu toții că pe vremuri ne spunea Adrian Mutu cum citeai Idiotul de Dostoevski. Și toată presa britanică a vuit atunci. Normal. Și Băsescu citea Levantul. Tot așa, a luat două mandate să o termine, dar mai și o carte preferată a domnului Băsescu. 20.000 de leghe sub mări. Una dintre cărțile mele preferate, de altfel. Și asta știi de ce e cartea asta preferată? Pentru că leghele sunt sub mări și navele se scufundaseau. Bun, hai să vedem ultima carte citită. Brâncoveanu de pe raftul de la Mega? Așa ne-a scris. Aha. E un coniac. Așa zice și tata, dă să mai citesc o pagină. Un roman de Bacardi, nu-mi dau seama de care Bacardi era. Bacardi e o băutură, păi de spaniol. La asta tu mă gândeam. Să o cunoști mai bine. Uite, Șef Dumitrescu, cred că a citit Silvia Jurcovan ultima carte. Cartea de bucate, cine a prins Silvia Jurcovan, știți? Eu n-am prins, doar Sanda Marin. Deci sau Sanda Marin, bravo, bravo. Dacă ar fi să râd la glumele astea, aș fi la fel de ipocrit ca oamenii care au răspuns la sondajul ăsta cu cititul. Păi nu pentru gătești, că nu cunosc nici Silvia Jurcovan, nici Sandra Marin. Eu cunosc Andreea Marin și Răzvan Marin cunosc. Și Răzvan Marin, da, știi care e ultima? Și Eduard Sanda. Și Eduard Sanda, exact. Ultima carte pe care a citit-o Elena Udrea. Mm. Ultima noapte de libertate, întâia noapte de arest. Așa, deocamdată stai așa, că nu știm. Arest e sigur, nu știm dacă e cu extrădare, dar e cu arest. Gigi Becali alături de noi în această dimineață. Alo? Bună dimineața! Ne spuneați, ne-ați dat mesaj că ați citit ce? Da, păi vreau să vă spun și eu, că am auzit că aveți asta cu cititul. Și nici n-am mai intrat de mult direct la Pro FM, că m-a enervat ăla, Coțofană. Așa, lăsați, că vă trece. Da. Deci, eu citesc, toată lumea știe că sunt pasionat mai mult pe partea asta cu liric decât cu epic. Epic la Timișoara este, eu cu liric. Și poezia la Steaua, care la Steaua, care e campioană, e o cale atât de lungă, că mii de ani ori trebuie lui Dica să o ajungă. Dimineața Blană, cu Țibulcă și Coțofană.